Am nevoie și avem nevoie să ne zmerim în dimineața aceasta. În vremuri tot mai complicate, într-un timp în care se pune mult preț și accent pe aparențe, pe felul cum dă, cum se vede, nu? Într-un timp în care suntem atât de sofisticați în cercul nostru strâmt, chiar dacă internetul se spune că e larg, wide, nu? Atât de sofisticați, atât de moderni, postmodern chiar, și totuși atât de singuri în interiorul nostru, atât de vulnerabil, atât de dependenți de puterea lui Dumnezeu. De ce m-am gândit la tema aceasta? Este o temă care mă frământă. Este o temă care o regăsesc în viața mea, deși nu mai sunt tânăr și mă uit de multe ori cu invidie la voi, dar nu uitați că Scriptura spune că zorii tinereții sunt cum trecători. Parcă acum am fost și eu ca voi. Și nici nu știu cum al cincilea deceniu bate la ușă. Uh, M-am regăsit și mă regăsesc în tema asta. Îmi regăsesc familia în tema asta. Îmi regăsesc copiii mei în tema asta. Regăsesc elevii mei creștini. Lucrez la un liceu creștin. Deși, vă spun cu durere, nu-i mai mare cinism și ipocrizie decât să începem cu Tatăl nostru, ziua de studiu, săptămâna de școală, dimineața cu Tatăl nostru. Și seara unii dintre voi să vă aflați prin cluburi sau în alte locuri a unei frontiere spirituale. Nu e un cinism mai mare înainte al Dumnezeu. Și de aceea mi-am propus să vorbesc despre această linie fină de demarcație unde ne petrecem viața, noi, pocăiții, creștinii. Această frontieră, această nobody's land, știi, acolo, teritoriul parca nimănui. Nici a lui și nici a lui. Nu? Acest, această echilibristică care o face mulți și mai ales generația voastră, nu? Și cu Domnul, dar și în partea cealaltă. Despre asta vreau să vorbesc. Despre consecințele unei vieți trăite la frontiera spirituală. Apropo, v-ați spus vreodată întrebarea asta? V-ați gândit vreodată la aspectul acesta, la uh, schizoidul acesta al vieții, la schizofrenia asta spirituală? Nu v-ați gândit la ea nu vă frământă. Nu, de multe ori când vă uitați în oglindă, când sunteți numai voi cu voi, deși generația asta a internetului, a mediei, a zgomotului, nu ne lasă timp să ne oprim și să ne punem întrebări existențiale. Nu ne lasă. Și vreau să vă mai spun ceva. Dincolo de talent, dincolo de aparența, a care așa cum spus, parcă suntem tributari a felului cum arătăm, cum ieșim, mai important decât asta este realitatea spirituală, tu cel real, tu cel cu Dumnezeu. Tu așa cum ești tu de fapt, tu așa cum te cunoști tu, într-o oarecare măsură, și cum te cunoaște Dumnezeu. Într-adevăr, este o problematică să ne cunoaștem pe noi. Grecii, a fost sintagma asta de viacuri, cunoaște-te pe tine însuți. Și din cauza asta suntem aici, în vacarmul acesta infernal al societății în nu? Că ori un, un clic distanță, de locuri exotice. Nu am ajuns acolo, dar într-o oarecare măsură suntem acolo. Am comprimat distanțele atât de mult, nu fratele și fratele păstora dumneavoastră, când în America, când aici. Simplu, într-o oarecare măsură. Cu tehnica. Dar întrebarea care se pune, realizăm vulnerabilitatea noastră spirituală? Realizăm frontiera periculoasă în care ne desfășurăm viața. Și nu numai la voi e problema, că la noi toți. Echilibristica asta periculoasă care o facem, nu? Când e o parte, când e altă. Și asta, în introducerea aceasta, am vrut să o am ca să vă, cum să spun, să vă conștientizez de importanța subiectului din dimineața asta. Este o temă majoră, aș putea spune, existențială, de care de multe ori, așa cum am spus, temele existențiale, parcă nu avem timp în iureșul acesta să ne oprim și să ne gândim. Că bombardați de știri, de media. Oameni cu o generație puternică, e tot mai greu să vă predicăm voi. Știți de ce? Că aveți informația și informația e putere. Asta e adevărul. Predici, inflație de predici, nu? Tot mai greu să vă prindem, tot mai. Văd și la școală, ne-a lovit ca un bumerang tehnica asta la spate. Nu se pot concentra mai mult de un sfert de oră. Nu pot să-mi fac lecția, după un sfert de oră trebuie să mă opresc, să mai dau o glumă. Păi haideți-mă înapoi. Să-i aduc înapoi cum? Nu, 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 nu mai avem consistență. Zapăm ecranele tot timpul într-o mișcare nebună, continuă. Și vă aduceți aminte că în Psalmul 46 spune Scriptura, opriți-vă odată opriți -vă. și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dimineața aceasta este o dimineață a opririi, a unui popas. Îmi doresc să fie. Așa cum am spus, într-un timp greu de a predica, de a vorbi, sunt slab, sunt vulnerabil. Mi-am dat, realizez acum, eu nu pot să vă captez. Nu pot. Cel care vă poate capta, cel care vă poate vorbi, cel care vă poate spune cu autoritate, tânără, tânărule, oprește-te de patru ani, de trei ani, de cinci ani, vreau să stau de vorbă cu tine și tu n timp. Îmi doresc ca dimineața aceasta să fie o dimineață a opririi. Și să vedem, să realizăm gravitatea trăirii la frontiera asta spirituală a echilibristicii acestea, așa cum am spus, când în lume, când în casa Domnului. Când cu muzica Domnului, când cu Shakira. Zic așa, nu? Spunea Pavel lui Timotei că Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt a lui și cine rostește numele lui Dumnezeu, ce să facă să se depărteze de fără de lege. Domnul să vă ajute, Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Și acum haideți să luăm Scriptura, nu? Să vedem, am să vă citesc un pasaj din Scriptură să vedeți consecințele dezastroase a unei vieți trăite la o frontieră. Și interesant că e vorba și de o frontieră fizică, dar mai mult decât aspectul acesta fizic, noi suntem tributare aspectului fizică, suntem în corpul acesta fizic, dar în spatele realității fizice există o realitate spirituală și chiar în dimineața aceasta aici există un război spiritual, eu îl simt și știu că și mulți îl simțiți. Da? E vorba de un oraș de frontieră, dar de fapt realitatea aceasta fizică care o voi citi, o voi reda, ne-o redă Scriptura, de fapt vom descoperi și vom extrage o realitate spirituală tot de frontieră spirituală, Ca asta e tema. Și veți vedea cât de pertinent, cât de, cât de uh, bine se așează textul acesta pe tema care vreau să o abordăm în dimineața aceasta. Acum sper să nu fi fost prea lungă introducerea, dar sunt bucuros că văd că sunteți atenți. Asta e cel mai important lucru. da. Și acum am să citesc din Geneza, am să încep cu Geneza, capitolul 33, o să citim din 34 și și din 35. Vom citi disparat câteva versete. Geneza, capitolul 33 și citesc de la versetul 18. La întoarcerea lui din Padan Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara Canaan și a tăbărât înaintea cetății versetul 20. Și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel. Domnul este Dumnezeul lui Israel. Capitolul 34. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Leia, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat să o liniștească. După aceea Sihem a zis tatălui său Hamor, i-am de nevastă pe fata aceasta. Iacov a aflat că îi necinstise pe fica sa Dina și fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut până la întoarcerea lor. Și acum să citesc de la capitolul 35, versetul 1. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suete la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Ca să ne suim și să, să, ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau mâinile lor și cerceii pe care îi purtau la urechi, Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Iacov, nu? Proverbialul Iacov. Iacov și casa lui. Iacov și fica lui. Sunteți aici fete, multe. Domnul să vă binecuvinteze. Sunt și eu tată de fată. Încă sunt confortabil, să zic așa, pentru că fica mea are numai 8 ani. <gânghe> Dar... Fiul lui Iacov, n-am citit mai departe ceea ce au făcut fiul lui Iacov atunci când au aflat că cei din Canaan, probabil strămoșii celor care astăzi sunt acolo în fâșia Gaza, probabil, i-au violat fata. Da? Dar problema este de frontieră. Sihem, Sihem. Astăzi orașul Sihem este orașul Nablus, undeva chiar în fața fâșiei Gaza, nu în fâșia Gaza, în West Bank. Deci două locuri în Israel unde sunt palestinienii. Fâșia Gaza și Jordania, West bank Și aici Nablus. Atunci Sihemul era un oraș de frontieră. Vedeți? O frontieră fizică. Un oraș de frontieră. Vă aduceți aminte că la Sihem, deci oraș de frontieră cu conotație fizică, dar am spus că dincolo de conotația fizică este o conotație spirituală. Vă aduceți aminte că la Sihem, după ce poporul a intrat în Canaan, Iosua la un moment dat i-a chemat acolo, la Sihem. Un loc de cumpănă și a zis poporului, așa cum suntem noi adunați în dimineața asta aici, și a zis Iosua poporului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Vedeți ce interesant! Duhul lui Dumnezeu transcede istoria și e aici în dimineața aceasta și nu, Iosua nu vorbea numai evreilor de atunci, ne vorbește nou în dimineața asta. Mie, în primul rând, ca și cap de familie, ție, ca și prunc de pocăit al lui unui Iacov, nu? Undina poate e aici, Odina e aici. Copiii lui Iacov sunt aici. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Că prea mult, prea mult frontiera asta am, am trecut-o când de o parte, când de alta. Prea mult n-am sesizat cât de imperceptibile demarcația. Așa este. Așa este și o spun cu durere. Sihem, oraș de frontieră, fizică, dar mai mult spirituală, de cumpănă, de decizie. Tot la Sihem, dacă citim, dar nu insist că nu vreau să pierd timp prea mult, tot, tot la Sihem, acolo erau doi munți, Sihemul era într-o vale și erau doi munți acolo la Sihem, muntele Ebal și muntele Garizim. Și acolo, de pe munții aceia, se rostea blestemul și binecuvântarea când poporul a intrat în Canaan. Oraș de cumpănă, nu? loc de cumpănă, frontieră. Nu știu de am un sentiment că și aici unii dintre noi suntem la aceeași cumpănă, la aceeași frontieră. Dumnezeu unora vă vorbește în milă și în îndurare. Astăzi este momentul când vreau ca binecuvântarea mea să vină peste tine. Înțelegi? Că binecuvântarea este numai de la Dumnezeu. Și mai spun ceva, binecuvântarea nu ține neapărat de lucrurile materiale tinerilor. Astăzi, confortul și lucrurile materiale au devenit idol. Sunteți o generație tributară confortului. Văd. Oriunde mă duc cu familia, băieții care sunt mai mari, e inconfortabil dacă n au semnal. Dacă camerele nu sunt... Când ieșim, nu sunt la un standard în care să se simtă bine. Și nu știm ce va aduce Dumnezeu peste pământul acesta, peste lumea asta care, așa cum se spunea la ora de rugăciune, l-a sfidat și îl sfidează pe Dumnezeu. Nu știm. Deci, Sihemul, frontieră. Dar mai mult decât frontieră fizică, frontieră spirituală. Mai mult, la Sihem, la fântâna de la Sihar, Hristos se întâlnește cu o femeie care trăia în păcat. Vă aduceți aminte, eu am capitolul 4. În același loc. Și vine acolo. Și așa cum se spunea din nou, eu am simțit de la început, de când am intrat aici, că Duhul lui Dumnezeu e prezent aici. Aleluia! Aleluia, mai important decât orice este prezența lui Isus Hristos. Și Isus era la fântână, o aștepta, și în Ioan, capitolul 4, așa de frumos începe tabloul acesta cu versetul: Pentru că trebuia să treacă prin Samaria. Să se oprească la Sihel. Trebuia oameni buni. Pentru cine trebuia? Pentru acea femeie. În dimineața aceasta, eu sunt convins că Isus trebuie să treacă prin Baia Mare pe aici. Sunt convins că nu la întâmplare ați venit din atâtea locuri. Trebuia pentru tine, probabil. Acum, nu spun că viața promiscuă, dar atâta promiscuitate din punct de vedere al senzualității. Lucrez cu tinerii, trăiesc cu tinerii. Trăiesc Ascuns drame, mulți trăiesc, ascuns drame, nu au curajul să se deschidă, să spună problemele prin care. Păi normal că astăzi diavolul și-a concentrat și concertat arma lui puternică împotriva ochilor noștri, la băieți, băieții știu, și nu numai la băieți, și la fete, și totul se scurge insidios așa spre o senzualitate, spre exacerbarea simțurilor. Și mulți, știu, sunt prinși în mlaștina asta și trăiesc drame. Ar vrea să iasă, dar nu pot. Sunt disperați. Este unul, Iisus Hristos, Domnul, care a păsat de acea femeie promiscă, de acea femeie care trăia cu al cincilea bărbat, trăia în concubinaj, acea femeie care trăia uh, într-o mizerie de nedescris. Din punct de vedere moral, vă aduceți aminte că a ieșit ziua în amiaza mare să scoată apă. În Israel e cald, de 40 ceva de grade. Îmi pare bine că m-am dus în primăvară asta. Am, am avut așa un feeling. Am simțit că e ultima dată că mă mai duc pe acolo. Și am zis, cu riscul, M-am dus cu soția, am spus, hai să mergem, draga mea. Fără agenții. Ne-am închiriat noi un hotel. Nu, cu agențiile mai ciupăleți și ăștia. E cald. 40 de grade. Nu iese nimeni după apă. Acea femeie era ostracizată, arătată cu degetul, stricată. Nu, stricată. Etichetată, nu vă cunosc fetelor, nu vă cunosc. Probabil sunteți aici. Vedeți de ce e important să ții la numele tău, să nu te sui noaptea în mașini străine, să nu pierzi timpul. Să nu vii acasă la oră care nu-i potrivită ca fată. Că băieții, bă, băieți, trebuie să recunoaștem acum, nu sunt misogin, dar e mai simplu. Ba, încă vin și își spun mărturia de unde i-a scos Domnul și cum a lucrat Dumnezeu și frații varsă lacrimi. Dar la voi e complicat! E mult mai complicat. Pe voi vă etichetează lumea. Și parcă nu-i drept, nu? dar Iisus Hristos, El nu etichetează pe nimeni, El iubește, El vine să salveze, El vine să ridice, El vine să aducă speranță, aleluia, în dimineața așa, nu știu cui vorbesc, dar simt prin Duhul că vorbesc cuiva. Iisus e, trece pe aici, prin Baia Mare, că vrea să te ridice, vrea să-ți dea stima ta, stima de sine, nu în sensul rău, cum zice lumea, stima aceea să te poți ridica, să te uiți în oglindă și să nu vezi un gunoi, cum zici tu, o, oh, nu știe mama, nu știe tata, dar știe Dumnezeu. El vrea să-ți dea valoare din nou. Așa cum i-a dat ace, acelei femei. Vedeți cât de mult contează zmerenia? Atât de mult contează zmerenia și recunoașterea stării încât Isus îi se descoperă acelei femei. M-am gândit la farisei aceia cu legea, cu profețiile și astăzi, nu? Atâta se... Uh, uh, cu invadarea cu problemele din Orient, cu Israelul, cu atâția oameni care au legea și profețez și zic că ce se va întâmpla și transpare o așa mândrie, o așa o aroganță. Vreau să spun ceva, Dumnezeu este împotriva celor mândri, chiar din punct de vedere spiritual. Nu? Gândiți-vă la cărturar, știau profețiile pe de rost, a venit rotul burat, unde trebuie să se... O, oh, omule, um, profeția din Mica, Betleeme, nu, da, hei, una e profeția, să știm profeția și alta e Duhul și Spiritul profeției. Înțelegeți? Dar știți ce vreau să zic? Vedeți, dacă acea femeie s-a vulnerabilizat și a recunoscut păcatul, a fost un moment de frontieră, dar de decizie, dar a decis spre mântuire, spre iertare, spre Dumnezeu. Știți ce îmi place? Iisus i s-a descoperit atât de facil, atât de simplu, a spus. A spus femeia, știu, nu că în viitor și noi, parcă așteptăm să se reconstruiască templul, încă stă mai... No. Profețiile, că am auzit la teologii noștri, că așa mai departe, Gog și Magog, mă rog, vor fi. Dar măi la Iisus cât de simplu se descoperă unei femei smerite care își recunoaște starea. I-a spus, eu sunt acela. Simplu, scurt. Vedeți ce frumos, ce frumos e Scriptura și ce bun e Dumnezeu în dimineața aceasta se poate descoperi Dumnezeu ca cel care iartă, ca cel care te restaurează simplu, direct și plin de compasiune și de dragoste. Aleluia. Domnul să ne ajute, să ni se descopere Sihem, oraș de frontieră. Și vedem și la Iacov aici. Se oprește la Sihem, Iacov, din nou Iacov, la toate slujbele de binecuvântare. Citim din Iacov despre familia lui Iacov. Ahtia de binecuvântare. Nu știu de ce mi se pare Iacov acesta, parcă e pentecostal. Am făcut din binecuvântare așa ca un fetiș sau să spun ceva ca ceva mistic. Vezi să nu-ți pierzi binecuvântarea. Și când ne gândim la binecuvântare, tot la lucrurile materiale, ca Iacov, casă, mașină, nevastă frumoasă, nu? Un bărbat bine cu bani, oameni buni. Și Iacov, tot așa a crezut că e binecuvântarea. S-a folosit de șantaj ca să ajungă, nu? L-a șantajat pe frate, sau care era vulnerabil, flămând. Niciodată Dumnezeu nu dă binecuvântare oamenilor falși, șmecheri. Ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu vede inima. A crezut Iacov că e binecuvântare și ce-a adus șantajul lui? Ură în casă! Apoi a lucrat, ajuns la Soghurus, că întotdeauna viața e cel mai bun pedagog. l înșelat pe taică că să o dau o dată de socru său, exact, că și rimează. Și știți dumneavoastră ce eu a făcut socus? Și el a crezut că drumul spre binecuvântare e munca asiduă, să muncească. Și a muncit, a muncit, a muncit. O filozofie care e promovată și astăzi. Materialism. A fost binecuvântat? Nu. No. Până în momentul când acolo la râul Iabocului s-a întâlnit cu Dumnezeu, cu Isus Hristos. Și Isus Hristos i-a schimbat mersul așa de, chiar și fizic, că-și chiopăta. Nu? Iisus Hristos i-a schimbat numele. I-a schimbat numele, vă aduceți aminte. Și mai mult, noi cum spune acum, Dumnezeului Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. I-a schimbat și destinul, aleluia. Oameni buni, asta vreau voi, eu să înțelegeți voi, că binecuvântarea nu ține de exterior, de lucrurile materiale, ci binecuvântarea ține de întâlnirea cu Hristos, cu Dumnezeu. Și mă rog, ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Și îi spune Dumnezeu după ce a luat lecția acolo la, la ban la socrul să îi spune, nu, acum întoarce-te spre casă. Întoarce-te spre casă și așa de frumos curge textul acesta, pasajul acesta și se leagă cu tema care am ales-o. Se oprește la Sihem, Iacob, la o frontieră spirituală și fizică, dar era o frontieră spirituală pentru el, că Dumnezeu nu-l chemase să se oprească acolo. Era un oraș cu vat comercial. Un oraș cu confort. Dar nu suntem și noi furați de multe ori. Și acum mă gândesc ca și tată, nu? Că Iacov era tată. O, oh, cât de responsabili suntem și noi pentru copiii noștri. Și, între, și pentru bisericile pe care le păstorim. Să știți. În care suntem datori să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că Scriptura spune că noi, ca și părinți, vom da socoteală de cei din casele noastre. Și noi, ca și păstori, vom da socoteală de sufletele oamenilor. Eu vă spun drept, mă tremur când mă gândesc la lucrul ăsta. Și de multe ori mă gândesc, Doamne, lasă-mă să mă... Cine pune mâna pe plug? Da? de -aia trebuie să ne gândim bine, nu? Și se oprește Iacov pe frontiera asta. Deși ați văzut, am citit Că mai zidește un altar, nu? Pe frontieră, chiar cu altar, rugăciune, asta e altar. Probabil mai strângea, mai făcea o rugăciune cu ei. Și tot n-a fost de ajuns. Pe frontiera spirituală, altarele nu sunt de ajuns. Vedeți ce periculoasă e zona asta? Deci, Iacov se oprește la frontiera asta spirituală, dar mai mult consecințele acțiunii lui se răsfrâng peste ce are el mai scump. Am și eu doi băieți și o fetiță. Nu că iubesc fetița mai mult, dar întotdeauna când ajung acasă, 12, 1, când vin din lucrare sau de mică, intru în casă încet să nu-i deranjez. Și nu mă aud. Tati, nu dormi! ăștia alți dorm și soția, și copiii, și băieții. Ca. N-au nicio treabă, dar ea mă așteaptă. Nu? Și fetele voi, nu? Așa că aveți o apetență, o, o legătură mai strânsă cu tatăl. Așa e. Și mă uit la Iacov și consecința alegerii trăirii la o frontieră spirituală au fost devastatoare pentru sufletul lui. Că l-a lovit unde? Unde îl durea mai tare. Și atât e de frumoasă Scriptura, auziți cum spune Scriptura aici, transcede, simt, transpare tragismul, durerea din sufletul lui Iacov. Auziți ce spune Scriptura aici. Și fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov ce a făcut? A tăcut. Când a auzit, nu mai putut să zică nimic. Chiar. Dar sufletul lui ce era? Urla, vă spun eu. Vă spun eu. Catat. Iacov a tăcut. Nu-l face pe că tot să tac. Probabil că că tot e un slujitor. Probabil că că tot trebuie să vorbească. Nu-l faceți pe tatăl vostru să tac. Nu frângeți inima părinților. Și acum nu numai la fete, că nu vreau să... Și la băieți. Nu frângeți inima părinților voștri. Pentru că viața, așa cum am spus, așa e un pedagog de puternic. Am fost și eu prunc de pocăit și am trăit în Biserica Pentecostală. Și până la 27 de ani am risipit. Am risipit. Dacă am o durere, ascultați-mă, aș da timp înapoi, anii aia, prețioși, între 18 și 27 de ani, să fi putut să-i fi pus în slujba lui Dumnezeu. Nu mai pot. Dar slavă Domnului că s-a îndurat Dumnezeu și de mine la 27 de ani. Și am regrete, am 49 de ani și așa acum mă gândesc și trec prin situații dificile, că viața o să vedeți voi cum e viața. Și când trec și sunt la cold și mă pune viața la cold și trec prin momente grele și mă împreș mă, împresoară lei, nu? Cum zice acolo, dar nu lei în patru labe, lei în două picioare. Ați auzit și de aia, nu? Sunt. Parcă vine Duhul Domnului și îmi spune, vezi, plătești de multe ori și felul cum te-ai comportat cu taică cât și cu maică ta Dumnezeu, da, mai a iertat, dar să știți că pe Dumnezeu îl interesează extraordinar de mult modul cum vă comportați cu părinții voștri. Și binecuvântarea depinde de felul acesta, nu? Că spune NFS în capitolul 6, nu? Noi credem că binecuvântarea ține să mergem în alte țări, acum parcă s-au nivelat cu globalismul ăsta, nu cred că e mai bine în altă țară ca în România. Dar știți dumneavoastră, până nu de mult mergeau oamenii, tinerii, nu făceau școală. Apropo, fac o paranteză, face școală cât de multă. Să nu abandonați școala pentru a merge să lucrați pentru bani, că e, veți trăi deziluzia vieții voastre. Revin. A oprit la frontieră Iacov și a fost fatal pentru familia lui. Și asta ne sună nouă, părinților care suntem aici. Dar acum, haideți să vedem viața la frontieră pentru tineri, nu? Mă uit la tânăra asta, mă uit la copiii lui Iacov și haideți să învățăm câteva lecții. Viața la frontieră și prima lecție care o învăț. La o frontieră spirituală, dacă sunteți și suntem, tovărășiile rele vor strica obiceiurile bune. Asta e prima lecție, asta e prima consecință a unei vieți trăite la frontiera spirituală, că anturajele vă vor nenoroci. Nu? Uitați cum am citit aici. Spune Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării. Dina, ce aveai tu cu fetele țării? Anturajele, oameni buni. Bistrița îi lovită de droguri puternic. Și probabil și Baia Mare. Și România, acum mai e problemă națională fac ravagii drogurile. Tineri dragi, vă spun cu toată durerea și responsabilitatea, nu puneți mâna pe droguri că muriți. Nu vă mai scapă nimeni. Specialiștii numesc moartea albă. Nu, moartea albă, că nu mai, e, uite, să... Nu vă mai scapă nimeni. Și cunosc atâtea tragedii și drame care au început o viață pe frontieră, așa cum am început, de v-am spus, liceu creștin, începem și cinic, când începem ziua cu rugăciune, Tatăl nostru și ne batem cu pumnii în piept că vrem să avem politicieni creștini și oricum mersul va fi a, înspre secularizare. Ascultați-mă bine, inteligența artificială va rescrie tot ce e religie. Asta urmează. Ăsta e costul războiului de acolo. Că vor zice ăștia, uite ce fac religiile, uite, uite, hai să le uniformizăm, să le rezolvăm. Vor veni vremuri grele, să știți. Vin vremuri grele, dar revin. Nimic nu e mai dureros decât să începem ziua cu Tatăl nostru, să ne spunem Liceu Creștin și să avem anturaje care consumă drog, care se uită la pornografie, care înjură, care merg în cluburi, în discoteci. Dumnezeu nu vrea creștinism din acesta. Și ascultați-mă pe frontieră atunci când trăiți și cu lumea și cu Dumnezeu. În primul rând, Anturajele vă distrug obiceiurile voastre bune. Aveți grijă la anturaj. Amin? Aveți grijă la prietenii care aveți, la prietenele care le aveți. Stați în biserică, faceți-vă prieteni din biserică. Aveți părtășie cu tinerii care se tem de Dumnezeu, care au daruri spirituale. Și vă rog ceva, tineri, tineri scumpe ai bisericilor noastre, nu îngropați biserica lui Dumnezeu, nemai umblând după daruri spirituale, căutați darurile spirituale, căutați să prorociți, să vorbiți în limbi, să aveți vedenii, să vă sfințiți viața, ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte. Că nu modernismul și liberalismul, chiar religios, e soluție. Și fratele Nelu vă poate confirma că vine din America și americanii care în urmă cu 50 de ani s-au confruntat cu ce ne confruntăm noi. Unde sunt acum? Și totul începe de la anturaj, de la prieteni. Și am văzut că și în viața de familie, vă, probabil sunteți căsătoriți, să nu aveți prieteni curvari, să vă ferească Dumnezeu de lucrul ăsta. Să nu aveți prieteni care vorbesc cu soțiile lor, care fac preș din soțiile lor, că în scurtă vreme, cât de mult îți iubesc soția, vei face și tu preș din soția ta. Deci pe frontiera spirituală, tovărășirile rele strică obiceiurile bune. Atenție la sfătuitori, atenție la anturaje. Vă aduceți aminte de, de acum, 2 Samuel, capitolul 13, Vă aduceți aminte de Amnon și cu soră sa Tamar, Amnon plin cu capul de, nu știu, de pofte, de patim, avea nevoie de un sfătuitor bun să-i zică, trezește-te, mă, nu mai sta cu capul în telefon. Nu mai lăsa ca duhurile necurate să te bântuie. Nu te mai ascunde ca o cârtiță, că Dumnezeu te vede și te cunoaște. Du-te, vorbește cu taică I-am spus și copilor mei, mă, eu am trecut pe unde treceți voi, eu vreau să fiu prietenul vostru cel mai bun. E trist că mă sună din alte părți tineri și se deschid și voi vă ascundeți că vă văd și vă simt. La 12 noapte, de ce era reflexie în geamul camerei voastre a unui telefon? S-au roșit. Copiii mei, și omul ăsta, în loc să caute sfătuitor bun, l-a avut pe vărul său. Știți cum îl chema pe vărul lui? Cum îl chema? Să vedem. Pe vărul lui Amnon, care l-a sfătuit, i-a dat un sfat atât de viclean ca să o corupă pe Tamar. Am inadab, nu? Sau greșesc? Ionadab, frate pastor. Ion, Ionadab. Văr al lui. Copil al unui frate de al lui David. Ați văzut? Am spune din centru, din cercul intim. Atenție, atenție la anturaje, chiar din biserică. Nu vă faceți prieteni firești, ci faceți-vă prieteni care se tem de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți, și pe noi, și și pe voi. Și pe noi care suntem sociabili, nu trebuie să avem relații, dar atenție cu cine discutăm. A doua lecție, iubiților. Zboară timp. A doua lecție. Știți ce a urmat? Nu am, nu am citit tot. Au făcut o căsătorie. Dar după aia a urmat în multe. Frații lui Dina, Simeon și Levi și au încins sabia și cu Vicleșuga au, au trecut prin ațcuțișul să săbie, toată cetatea aceea. Dar știți care e a doua lecție pentru voi, cei tineri, în special? Și nu numai pentru voi, și pentru noi, cei căsătoriți. Pe frontieră nu există căsătorii fericite. E un fenomen la noi la Biserică. Seara nu mai vin frații la Biserică și pe la mol în Cluj, că noi nu avem mol în biserică, avem o tentativă de mol, dar <gângă> să îs parc. Și cu care îți mai apropiați și îmi permit, mă, de ce nu veniți la biserică? Păi, vrem să ne facem timp pentru noi, pentru fericirea noastră. Pe frontieră între... <gângă> că unii la mol, când trec pe la mol, mai trec și pe lângă cine. Oi ce film rulează astăzi, nu? Eu recunosc, nu sunt fanatic, unele filme sunt educative, nu? Dar când e slujba în casa lui Dumnezeu. Tinerilor, ascultați-mă, mă uit la viața lui Dina, la ceea ce i s-a întâmplat. N-a găsit fericire în căsnicia aceea. Deschideți-vă ochii fetelor, deschideți-vă ochii băieților. Dacă veți trăi viața, pe o frontieră, veți continua pe frontieră și după căsătorie și fericirea va fi o himeră, nu va fi fericire. Lumea, satana, nu în Apocalipsa 12 cu 9 spune că el înșală toate neamurile și la nivelul acesta și la capitolul acesta atât de stringent pentru ființa umană, căutăm fericire în noi, nu în Constituția Statelor Unite, că e dreptul inalienabil la omului de a fi fericit. Dar oamenii au relativizat oamenii, au schimbat conceptul și spune că fericirea ține de ceea ce îl împlinește pe fiecare. Și uitați, LGBTQ, uh, agresiunea asta a homosexualilor, acum nu știu cât mai putem să ne ridicăm împotriva acestui păcat, dar trebuie să ne ridicăm cu orice cost și cu orice preț. Nu spune că fericirea ține de ceea ce îți place. Îi fericită lumea de astăzi? Nu. Fericirea, ascultați-mă tineri dragi, fericirea este indivizibilă de Dumnezeu. Fericirea ține de slujirea lui Dumnezeu. De multe ori m-am gândit că soarele, ploaia, spune acolo în Matei capitolul 5, că Domnul face să plouă și peste cei răi și peste cei buni. Răsare soarele și peste cei răi și peste cei buni. Am spune că astea ar merge și fără dacă nu-i Dumnezeu. Că, uite dar în fericire, la fericirea după care tânjim toți, e indivizibilă de Dumnezeu, că spunea Solomon, Eclesiastul spunea, nu? Spunea el în capitolul 2 acolo, a crezut că fericirea ține de ce are, de ce ai. Și o și masca sub zâmbete, spunea, am spus râsului, fi fericirea mea. Nu, că mulți azi râd și zâmbesc și se duc pe la emisiuni și pozează că ei sunt fericiți, dar e vai de viața lor, că sunt nefericiți. Și spunea, Solomon neclar. Cine poate fi fericit fără el? Cine? Nimeni. Pentru că fericirea ține de Dumnezeu. Chiar și în căsătorie. Chiar și în viața voastră de tineri. Ori pe frontiera spirituală nu veți găsi căsătorii fericite. Și eu vă doresc. Nimic nu mă doare mai mult decât ceea ce trăim astăzi. Referitor la divorț, ce se spune aici. Să mergi la nunț schemat și după două luni, frate păstor, divorțăm. Cum? Ce? Și totul părea, nu, aparențe. Probabil în subiectul al doilea, după masă, o să abordez această temă a aparențelor. Totul, nu, numai, Americanii își pun la anunț, acum la noi sper, nu vă dau idei, niște corne pe mașini și badoace de cola să sune după ei, sper să nu adunem și aici mai Nunțele americane, nu? <laughs> Am spus, de tot au avut, caleașcă, porumbei, atmosferă și divorț. Da, pentru că fără Dumnezeu nu este fericire, nu este împlinire, de aceea trebuie să învățăm și lecția aceasta și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Și o lege a fericirii, legea, acum nu, lege sună așa, cam de ziua a șaptea și noi suntem de toate zilele, dar o condiție a fericirii, nu? Efeseni, capitolul 6, versetul 2 și 3, acolo spune, tineri, ce să face? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să ce? Ca să fii fericit, și să trăiești multă vreme pe pământ. Doamne, ajută-ne pe toți. Deci, depărtați-vă de frontiera spirituală ca să fiți fericiți. Și să înțelegeți că pe frontieră nu sunt căsătorii fericite. A treia lecție. Pe frontiera spirituală, ascultați-mă bine, probabil o să fie o, o forțare, dar nu cred. Oricum, e fratele Păstor, slavă Domnului, dacă greșesc eu cu tot dragul, nimeni nu e infailibil, cum zice papa, ex catedra, el nu nouă nimeni. Unul singur este infailibil și are adevărul. Iisus Hristos, mărească-i se numele. A treia lecție, pe frontiera spirituală, ascultați-mă bine, tineri dragi, se aplică legea și nu harul. Ce vreau să spun? Plătești sau consecința alegerilor tale sunt după tine. a plătit Dina. Cinstea ei, un. Cine îi mai poate reda cinstea înapoi? Cine? Numai Hristos, așa am început. Dar nu vă doresc să treceți pe acolo. Frații lui Dina au plătit, Simeon și Levi au plătit. Mesia trebuia să vină prin seminția lor, i-a lepădat Dumnezeu, că au fost ucigași. Primată prin Ruben și Ruben a căzut în adulter, care a citit în Geneza, ați văzut. Și după aceea Hristos a venit prin seminția lui Iuda. Totul se plătește, iubiților. Nimic nu-i gratis. Și ce primim de la sistem? Nu-i gratis România cu pnr ul Nimic nu-i gratis. Nu așa e și în lumea spirituală. Totul se plătește. Și ascultați-mă, pe frontiera spirituală se aplică legea și nu harul, și noi vrem ca părinți și ne rugăm, Doamne, lucrează în milă, în îndurare, ai milă, lucrează, fieți milă, îndură -te! Alex, 17 ani din zona noastră, Fă la mormântare, am predicat vreo 40 de minute, a fi vrut mai că să predicăm mai mult, dar nu s o putut, nu, no, că trebuie pregătit, sicriu, ciocle, plictisit, care au toate slujbele și de a noastră, să te abia așteptau să vină că o săturat și ei. Și când trebuia să se pregătească sicriu, să vină ciocului, să pună capacul pe sicriu, o sărit mama acelui copil. N-am să niciodată aici, în minte, mi tabloul acesta, a sărit pe trupul neînsuflețit al copilului ei și a zis nu vi-l dau, nu vi-l dau, Alex, Alex, vină înapoi. O sărit, femeie, ne facem de minune, domnul primar era auditoriu mare. Ce s-a întâmplat? Pe frontieră venise din Spania tânărul, avea bani, s-a însoțit s-a însoțit anturaje, s-a însoțit cu cine nu trebuia să se însoțească și noaptea la ora 1, sau din, spre dimineață la ora 1, cinci vlășgani în mașină au intrat într-un cap de pod. Ceilalți patru nu erau credincioși, el era din familie de pocăiți, dar s-a situat pe o frontieră spirituală și pe frontieră plătești. Și am înțeles că n-a fost neapărat băia rău. Înțelegeți? Din Salsiga am înțeles că sunt aici. Cum o chema pe fata care a murit în accidentul acela la calea ferată? Sara. Nu, știți, acum nu vreau să întorc un cuțit în rană sau e, sintagma asta de morți, numai de bine, dar am un sentiment că s-a situat pe o frontieră unde nu trebuia să fie. Nu ai ce căuta în mașină cu fiii întunericului care ascultă muzică străină. Nu ai ce căuta. Că este un moment fatidic. Este un moment când se aplică legea și nu harul. Și gândiți-vă la părinții voștri. Gândiți-vă la biserica din care veniți. Gândiți-vă la noi. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu vreau să vă speriu. Vreau să vă predic Evanghelia așa cum e ea. Pe frontieră se aplică legea. Și cât doare e Și pentru noi, în Golgota, Fiul lui Dumnezeu și-a întins mâinile pe lemnul de ocară numit cruce și-a împlinit legea pentru mine și pentru tine pentru ca noi să nu mai trăim pe frontieră în firea pământească. Înțelegeți? Și închei. Ați văzut că am citit și din capitolul 35. Așa de frumos, totuși vedeți cât știu că vă regăsiți mulți și eu mă regăsesc. Oricum, soluția nu e la om. Știți ce mă doare, prea mult în generația aceasta a internetului, a a podcasturilor, nu am ce, nu am nimic împotrivă, nu. Dar prea mult ne-am încolonat în spatele unor oameni care spun că au soluție, în spatele unor cântăreți, a unor predicatori. Care spun că sunt ceva. Nu spun că nu sunt. Or fi. Dar omul nu are soluție pentru viața pe care o trăiești la frontieră. Știți cine are soluție pentru viața noastră trăită la frontieră? Știți cine? Tot Dumnezeu, în, ultimul, în ultima instanță. Uitați, Iacov era devastat, era terminat și vine Dumnezeu în Geneza, aici, în capitolul 35, și în, în pofida dramei, în pofida faptului că nu trebuia să se oprească unde s-a oprit, în pofida faptului că avea o viață cum avea. Vine Dumnezeu și spune, Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suete la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău sau. Iacov a zis casei lui, și acum atenție, ultima lecție cu care vreau să conchid. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu ei, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele. Știți care e lecția? La Betel, și aici e Betel, e locul unde vorbește și se arată Dumnezeu, nu? Că asta e frumos, dar știți ce mai e frumos? În Geneza 28, Iacov fugea de consecința înșelăciunii și a șantajului lui. Și am spune, nu era vrednic ca Dumnezeu să îi se arate, să îi se reveleze, să îi se descopere. Și totuși Dumnezeu îi se descoperă într-un vis, acolo, cu scara aceea și mai mult Dumnezeu îi vorbește. Betel, atenție, este locul unde Dumnezeu vorbește. Nimic nu-i mai dureros decât locurile unde ne întâlnim să nu fie betel. Dar în dimineața aceasta, Duhul lui Dumnezeu știu că vorbește. Știți care e lecția? La Betel, și aici suntem toți la Betel, pentru că e locul unde Dumnezeu se revelează și vorbește. Nu putem veni cu idolii noștri aici. Eu nu mă refer neapărat la așa infantilități. Eu nu sunt adeptul, da? Nici nu dau capul idol mult mai grav, purtați în inimă, în minte, ochi murdari. Diavolul fură ochii astineretului casei Domnului și lasă să cânte. Nu contea unii. Ce, domnule? Nu, asta e că pot să fie și acordeon și ochii să fie pătați, murdari, idolii purtați în inimă aici. La Betel aici Dumnezeu ne cere și vă cere să vă dedicați Lui. Dedicare totală. Idolii de pe frontiera spirituală trebuie îngropați, trebuie aruncați, trebuie distruși. În dimineața aceasta trebuie să ne dedicăm lui Dumnezeu. Și așa de frumos ne spune Scriptura, vă aduceți aminte și vreau să vă citesc un verset, spune Scriptura în Luca, capitolul 14 cu 33, și te rog să-l afișezi. Luca, capitolul 14 cu 33, și spune așa, tot așa. Oricine dintre voi, dintre noi, ne includem toți, care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Și acum vreau să te întreb: ce te împiedică sau ce lucru te ține ca să fii ucenicul lui Isus? Ca să vii la Betel, ca să ridici altar după voia lui Dumnezeu? Ce lucru, ce obicei? Eu nu știu, tu știi. Vreți astăzi, acum când ne vom ruga, vreau să ne rugăm. Și îmi place că v-ați rugat. Sunt unele locuri, mă duc rugăciune așa, dar voi v-ați rugat. Soluția e tot rugăciunea. E trebuie să ne întoarcem la altar, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să ne plecăm pe genunchi. Că ne-am săturat eu, nu m-am săturat până aici de om. Și de tiradele și de retoricile m-am săturat îl vreau pe Dumnezeu, îl vreau pe Duhul Sfânt. Vreau să mă leapă de orice s-ar interpune între mine și Dumnezeu. care e obiceiul care îl practici și nu poți să te lași? Îți spune Dumnezeu astăzi, nu eu, un nimeni din bistrița. Dumnezeu spune, vrei să te lepe să fii ucenicul lui? Vrei să-l apezi păcatul? Vrei să-l apezi idolul? Vrei? Vrei să-l îngropăm? Acum nu spargem aici parchetul, dar îl îngropăm în mod spiritual. Îl îngropăm chemăm prezența lui Dumnezeu, chemăm pe Duhul Sfânt peste noi, ne rededicăm Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aleluia! Haideți să plecăm cu toți cap. Vreau să ne rugăm, iubiților. Aș vrea, vreau să pun o întrebare. Haideți să plecăm cu toții capul. Fiecare facem introspecția vieții noastre. Nu ne uităm în stânga, nu ne uităm în dreapta. Și eu mă uit la viața mea. Prin îndurarea Domnului, am ajuns și eu 49 de ani și nu știu cât mă mai duc. Suntem atât de vulnerabili, atât de trecători. În dimineața aceasta, Duhul Dumnezeu e în locul acesta. Încă de la început. Dumnezeu ne-a confruntat și ne confruntă, și acum, la final, știu că mulți ne regăsim acolo la frontieră. Știu. Dar acum, Duhul lui Dumnezeu te întreabă: Vrei să lepezi ceea ce te împiedică să fii al meu pe deplin? Vrei? Vrei în dimineața aceasta de har? la muntele Sionului, vrei să fii cu adevărat pe un munte al prezenței divine. Sebranul nu vei Vrei ca Dumnezeu să-ți curețe ochii, mâinile, ființa ta să-i dea restaurare. Vrei? Vrei ca Duhul lui Dumnezeu să te folosească și să trăiești pentru El? Și chiar dacă nu vei sluji pe o scenă, tu acasă, în cămăruța ta, când îți pleci genunchi și zici, Isuse, El se spune, iată, Fica mea, sunt al tău. Eu sunt împlinirea vieții tale, eu îți croiesc viitor, eu îți dau nădejde. Vrei? Dacă sunteți și bolnavi în trup și care avem probleme în trup, în dimineața aceasta Iisus care vindec se poate atinge de noi, dar totul depinde asemenea femeii păcătoase să ne recunoaștem la fântâna din Sihar. Aici este o fântână mult mai profundă, atemporară, fântâna izvoarelor vii. Aleluia! Riga rameno de braie. Vreți? Știu că vreți. Știu că Duhul lui Dumnezeu v-a vorbit și ne-a vorbit. Și simțim dragostea Lui pentru noi. Aleluia, mări să fie numele Lui Dumnezeu. Care vrea să mă rog în mod special pentru El să ridicați o mână să vă văd. Și să vă vadă și Domnul. Sau care vreți, haideți în față să ne rugăm cu frații păstori. Haideți să ne rugăm, să ne rededicăm Lui Dumnezeu. Și mă bucur că sunt frați slujitor și eu vreau să își pună mâinile peste mine frații mei, să se roage pentru mine, vreau să mă rededic mai mult lui. Vreau să trăiesc pentru Domnul, vreau să fiu pregătit pentru vremurile care vin. Nu vin vremuri ușoare, dar Scriptura spune că Sfinții au biruit fiara și sistemul. Noi îl vom birui. Știți ce mă gândesc? Dacă tinerii aceia din Babilon au stat în picioare, în fața chipului, voi de ce n-ați stat în picioare? Noi de ce n-am stat în picioare? Aleluia. Haideți să intrăm în rugăciune cu toți.